Hello, sunt Daniel și sunt fotograf de nuntă. Poate mă cunoști de la workshopurile F64 sau poate ne-am întâlnit la Radio Pătrățele sau dacă nu facem cunoștință chiar acum. Materialul acesta video este despre câteva idei care îți pot îmbunătăți drumul tău înspre propriul tău succes în fotografia de nuntă. Sunt idei izvorute din experiență în care cred cu tărie și îți propun să le urmărești cu atenție, să le gândești, să le pui pe hârtie în speranța mea că îți va fi mai bine. Ideea numărul 1. Educație. Fără educație suntem doar niște apăsători pe buton sau nu suntem cu nimic mai buni decât clienții noștri cu aceeași echipament în mână. De aceea te invit să devii un fotograf educat, să citești mult, să participi la workshopuri, să ai încredere în părerea colegilor de breaslă, pentru că și relația cu ceilalți, ceilalți fotografi, ne îmbogățește, ne oferă uh, informații în plus, ne oferă siguranța că facem lucrurile bine sau ne oferă îndoiala că Greșim undeva. Uh, educația ne face să îmbătrânim și frumos în la asta, pentru că știm ceea ce facem, avem instrumentele la îndemână, nu lucrăm haotic, nu lucrăm după rețete, nu încercăm să copiem în permanență, ci folosim uh, instrumentele muncii noastre, care nu sunt neapărat echipamentele astea de ținut în mână, ci sunt compoziție, lumină, sens, mesaj. Știi la ce mă refer. Educația trebuie să fie primul loc în ierarhia lucrurilor de care ai nevoie în fotografia de nuntă. Ideea numărul 2. Instrumente mai puține și bune decât instrumente multe. De ce? Pentru că atunci când ai mai puțin la dispoziție, ești nevoit să inventezi soluții, ești nevoit să fii creativ. A avea un obiectiv fix față de un obiectiv cu distanță focală variabilă, te forțează să anticipezi un cadru, te forțează să iei în considerare background-ul. Atunci când îți propui să nu mai tai imaginea în calculator, ci să o încadrezi foarte bine în vizor, satisfacția ta atunci când prelucrezi imagine va crește mult mai mult, te vei simți mult mai mulțumit de creațiile tale vizuale. În momentul în care echipamentul te frânează, te ține în loc, este mai lent poate, ai timp să gândești cadrul mai mult, ai timp să evaluezi dacă e chiar necesar să apeși pe buton, dacă e relevant acel cadru pentru cineva. Reține, instrumente mai puține înseamnă mai multă creativitate și mai multă muncă din partea ta, ceea ce în final duce la imagini mai bune. Ideea numărul 3. nu ar trebui să fii sclavul opiniei celorlalți. Și prin opinie mă gândesc aici la numărul de like-uri pe Facebook, mă gândesc la comentariile tot de pe Facebook sau de pe blog, mă gândesc la părerile alea care spun uh, o imagine slabă sau îmi place foarte mult sau în termeni mai duri, știi la ce mă refer. Ai auzit deseori comentarii care te uh, deprimă un pic și care te pun în situația de a te evalua în relație cu ceilalți fotografi și de a gândi că tu ești mai puțin bun decât ceilalți. Sau, din potrivă, ai o prietenă care îți spune tot timpul ești cel mai bun fotograf din lume. N-ar trebui să încadrare prea mult niciuna din aceste păreri. Ar trebui să mergi pe propriul drum, să nu-ți pese atât de mult de părerea celorlalți, pentru că fotografia ține de cine ești tu cu adevărat ca om și nu ține de ce părerea au alții despre imaginile tale. Ok, e important să ai un feedback și te invit să cauți feedback din partea fotografilor onești care știu despre ce vorbesc, care îți oferă și motive pentru care îți evaluează o fotografie într-un fel sau altul. Dar una peste alta, numărul de like-uri pe Facebook nu înseamnă că ești un fotograf mai bun sau mai puțin bun. Înseamnă doar că ești pe Facebook. Ideea numărul 4. Carte de vizită curată, coerentă. Și aici nu mă refer la pătrățelul ăla de carton pe care scrie numărul tău de telefon. Mă refer la tot ceea ce arăți celorlalți despre munca ta, că vorba de site, de blog, de pagină de Facebook, că vorba de afișe, bannere, cărți de vizită, prezența ta la târgurile de nunți, totul ar trebui să aibă coerență și să pună în prim plan imaginea, imaginea creată de tine și propriile tale păreri despre aceste imagini. Totodată, evaluează-ți cuvintele la scrise pe site la Despre Mine. Vorbește acolo despre cine ești cu adevărat, despre pasiunile tale în afara fotografiei. Oamenii vor să te cunoască, oamenii în final angajează un om să fotografieze. Și mi se par uneori banale acele descrieri în care spui sunt fotograf de nuntă, iubesc fotografia de nuntă, ador să fiu lângă oameni, fotografiez de 100 de ani. Nu are mare relevanță pentru ei și mai mare relevanță are când devii vulnerabil, când te expui, oamenii tind să aibă mai multă încredere, din să înțeleagă cine ești și pe cine angajează, și în final totul se va traduce într-o încredere mai mare între tine și clientul tău. Ideea numărul 5. Backup. Ia în considerare în permanență echipamente de rezervă, copii ale fotografiilor din calculator. A devenit acum accesibil să menții o copie, un backup al fotografiilor online, la Amazon, la Google, la providerul tău de internet. E chiar accesibil în ziua de astăzi. De asemenea, în geanta ta ar trebui să mai existe cel puțin o cameră rezonabilă cu care să poți continua uh, să fotografiezi la nută dacă camera ta principală are o problemă, se defectează, nu mai pornește, se îndoaie levierul de diafragmă. Uh, orice s-ar întâmpla, trebuie să știi că poți continua. Dacă ai nevoie, te bazezi pe lumini artificiale. Un flash nu e necesar, ar trebui să ai două în caz că primul refuză să mai pornească. Uh, întotdeauna gândește la baterii de rezervă. Uh, niciunul din elementele astea nu este foarte scump, dar știu că se adună toate costurile astea, în schimb te fac să fii mai încrezător, mai sigur, știind că ai întotdeauna o scăpare și că poți continua să fotografiezi. Totodată, coșmarul pierderii unor fotografii uh, este ceva prin care nu mi-aș dori să treci, de aceea te invit să ai în vedere întotdeauna Uh, foarte atent procedeul prin care copii imagine de pe cardul în calculator și după aceea le copii în backup-ul tău online, în cloud. Uh, a păstra fotografiile în același loc, în aceeași cameră, uh, te face vulnerabil la incidente cum ar fi uh, incendiu, inundații, cu tremure, furt de ce nu. De aceea backup, backup trebuie să fie un cuvânt foarte important pentru tine. Ideea numărul 6. Te vinzi pe tine. Asta te face pe tine diferit: faptul că ai urmat altă școală, că ai avut alți părinți, că ai crescut în alt oraș. Nu fotografiile create de tine te vor face diferit în primă instanță, ci modul în care transpui cine ești în ele. Oamenii vor face în curând diferența dacă urmărești cu obstinație să te exprimi tu în propriile imagini și să nu exprimi păreri ale altor fotografi. Știu că mergând la workshop-uri ai tendința să crezi că ceea ce face altul, speakerul de la workshop, este mai. Bun, și că ar trebui să faci și tu la fel. Nu combat această opinie, dar îți spun că ar trebui să iei în considerare ce face speakerul și să faci lucrurile după aceea în propria ta manieră. Să spui în permanență ce crezi despre realitatea înconjurătoare, despre nuta pe care o vezi prin vizor. Asta te face diferit, te face remarcat și în momentul ăla ieși din competiția asta bazată pe preț, și intri în competiția bazată pe inteligență, pe creativitate, pe stilul propriu. Nu uita, te vinzi pe tine. Ideea numărul 7. Stop cu imitația. Ok, e de înțeles că la început de drum încercăm să realizăm ce au realizat alții înaintea noastră, să vedem cum au făcut, ce lumină au folosit, unde au fost, unde s-a plasat camera față de subiect și așa mai departe. Dar, la un moment dat, trebuie să încetăm cu imitația și să creem, să creăm propriile noastre imagini de care să fim mândri peste ani. Să luăm în considerare mereu că în fața camerei noastre e altcineva decât în fața camerei fotografului pe care l-am studiat, eu știu, online. Uh, oamenii din fața camerii determină ca imaginile noastre să fie diferite, unice și trebuie să fie pentru acei oameni. Nu același cadru, același cadru la fiecare nuntă, la fiecare nuntă. Ok, poate îți place o manieră sau alta de a fotografia, de a vedea lumea, dar... Uh, încearcă să ieși din schemele astea pe care le impun uh, cărțile de fotografie, workshopurile de fotografie, chiar și acest material video și să gândești cu propria ta cameră. Da? Stop cu imitația. Ideea numărul 8. Oferim amintiri și nu neapărat creații vizuale sofisticate. De aceea te invit. amintește ți în permanență de oamenii din fața camerei. Ție ți-ar plăcea să te pună cineva să stai așa vreo 5 minute până totul e perfect, până în lumina cade, până soarele ajunge la orizont. Eu cred că lucrurile sunt forțate uneori în fotografia de nuntă și ar trebui să ne întoarcem la firescul nunții. Ar trebui să ne uităm la oamenii din fața camerei și să vorbim despre ei, în loc să ne imaginăm noi cine știe ce lucruri sofisticate. Oamenii au nevoie de amintiri de la nuntă. Poate atunci când se căsătoresc sunt tentați să cumpere fotografii spectaculoase, dar curând după aceea, când devin un pic mai înțelepți, își dau seama că lucrurile alea nu au cine știe ce valoare eventual pentru orgoliu, dar lucrurile cu adevărat valoroase rămân amintirile, momentul în care s-a întâmplat ceva semnificativ la nuntă, în care s-au întâlnit acei oameni, în care s-au unit două familii, nu uita, amintirile reprezintă motivul pentru care noi suntem fotografi de nuntă. Ideea numărul 9. Stilul. Stilul nostru de fotografiere. Nu ar trebui să-l alergăm, să-l căutăm peste tot, să-l forțăm să se nască. Ar trebui să așteptăm să ne găsească. În momentul în care avem suficientă relaxare, să fotografiem degajați, departe de constrângeri tehnice, în momentul în care ne exprimăm propriul punct de vedere asupra lumii, stilul nostru începe să devină evident. S-ar putea la un moment dat cineva să-ți spună Hei, ți-am recunoscut fotografia, chiar dacă nu scria sub ea uh, X fotografii, am știut că este a ta. De ce? Pentru că... Așa lucrezi tu, asta e maniera în care vezi tu lumea și în momentul în care stilul te găsește o să constați că el începe să se și modifice de-a lungul timpului pentru că îmbătrânim și noi, devenim și noi mai înțelepți și începem să vedem lumea altfel, nu neapărat mai bine sau mai rău, ci altfel. Ar trebui să lași stilul să vorbească singur atunci când apare și să nu-l fugărești căutându-l peste tot. Ideea numărul 10 Fotografiază mereu, fotografiază des, fotografiază în continuu, caută-ți ocazii de fotografie bună. Poartă cu tine o cameră compact sau chiar telefonul și încearcă, încearcă diverse artificii de imagine, încearcă să exersezi schimbând punctul de stație, încearcă să fugărești umbrele, încearcă să vânezi contraste cromatice, încearcă compoziții trăznite, încearcă mereu, pentru că din exercițiu se naște și siguranța noastră atunci când fotografiem în timpul unei nunți reale care are nevoie de uh, soluții rapide la probleme care apar, probleme de ordin uh, vizual. Uh, nu cred că există fotograf cu mare notorietate și cu mare experiență în lumea asta care să nu fi fotografiat extrem de mult. De aceea, în afara nunții, nu fi leneș. Ia o cameră cu tine și fotografiază în continuu. Eu sper că ideile astea te vor ajuta realmente să avansezi mai repede pe drumul către propriul tău succes în fotografia de nuntă. Și îți mai ofer un sfat. Fii coleg, fii bun coleg cu ceilalți fotografi de nuntă. Ai de învățat de la ei și ei de la tine. Împreună, dacă ne organizăm, creștem coeziunea asta de breaslă Uh, avem numai de câștigat pe termen lung, pentru că efortul de a ne educa clienții, efortul ăsta permanent, pentru că mereu apar oameni noi care doresc să se căsătorească. Efortul ăsta e mai ușor de făcut în comun decât de unul singur. Fii coleg bun cu ceilalți fătorați de nuntă și vei avea numai de câștigat. Te salut! Pa!